Dacă tu ți-ai paranoia din asta cu mine, ascultă-mă. Eu ți-am zis că am fost la masă cu ei, stăteam de vorbă. Nu am stat așa, da, cum să mă... lângă Cătălin. Da, cum să așa, mă... nu am stat așa lângă Cătălin. Da, ascultă-mă, da, că o să dea materialul. Nu, eu pot să stau lângă orice băiat dacă vorbesc normal cu el. Nu cred că m-am dus, m-am întins lângă el. Adică sau... să fiu în casă și tu să stai de vorbă și să stau singur? Da, dacă am un subiect cu el, normal. A, da? De ce? Nimic, doar te-am întrebat. Pot să vorbesc, nu? Te-am întrebat. Sau e care e problema? Nu pot să vorbesc cu nimeni? Dacă o să fac și eu la fel, să nu te superi. Nu, nu mă supăr, atât cât ai o discuție sau cineva te întreabă ceva, e normal că vorbești. Sau ce vrei, tu să ai nu, un... Tu să, nu... Ascultă-mă, tu să stai de vorbă cu cineva și eu să stau într-un colț, că stai tu de vorbă cu cineva, nu. Da, dar poți să stau mai târziu, atât decât eu sunt în casă, stai cu mine. Bun. Te văd după 24 de ore, am pretenția să stai cu mine. Da, stau cu tine, dar eu, atât decât tu ai mers la baie, eu am, nu știu, mi-am zis Roxana și m-am dus și am vorbit cu ei. Bun, se pare că... A, că ți-ai Roxana, da. Da, nu m-am nimic. Și dacă n-am venit, dacă am și dacă zicea Cătălin sau Turcu, eu tot mă ceam să vorbesc. Nu am nimic, poate să zic oricine în casă, să nu am nimic. Ok. Nu înțelegi, n-am nimic. Dar nu trebuie să mă întrebim dacă mă deranjează dacă stai lângă ei și eu stau pe canapea. Da, eu am fost acolo, eu te-am întrebat, Gabi, te-a deranjat că am venit aici? Te-a deranjat că am venit aici? Adică te-am întrebat dacă te-a deranjat că am mers acolo. Nu că încă stau acolo, că eu după am venit la tine la canapea. Că nu stai... Tu să te las pe canapea și o să stau cu ei să nu te bag în seamă. Eu aia zic. Bun. Eu m-am referit. Eu am înțeles destul de bine ceea ce ai zis tu. Bun, și tu după aia ai interpretat-o greșit. Asta e toată problema. Nu, ți-am zis exact ce zici acum. E normal să mă deranjeze că stai acolo și nu stai cu mine. Asta ți-am zis. A, da, dar eu venise lângă tine. Păi, aia vreau să zic eu ție. Ești ce vrei să zici? Ce? Ce vrei să zici? Ești? Ai vrut să zici ești? Nu. Ba nu, ți-ai ieșit fără să-ți dai seama. Ai zis ești? Nu. Ba da, Gabi, ai zis, ascultă-mă că ai zis. Ai zis fără să-ți dai seama. Nu, nu mă cer, nu că nu mă supăr, dar ai zis fără să-ți dai seama. Vreau să zic că asta mă deranja dacă stai acolo. Da, și ai zis ești... Și după aia ți-ai dat seama. Nu. Bine, cum ești la chiar nu... Bine, să te uiți pe material să vezi că asta ai zis. Pe bune vorbesc. Și nu mă supăr, dar vreau să atrag atenția din nou. Andy! Gata, s-a făcut. Am zis că nu trebuie. Dar oricum vreau pe manele. Următorii. Am făcut și eu cât gata, am scăpat. Vreți voi? Sau vrei să iei o pauză, Ramona? Păi la șură. Andy. Bianca. Dacă ești... Auzi, Ramona. Păi e în priză. Deci Ramona e în toate trei pedepsile. Bianca, tu nu iei pedeapsă dacă stai aici. Păi de ce? Eu sunt, e urât. Stau pedepsile din casă la fete. Mai bagă și pe ajută. Diana, va trebui să stea Ramona cu Gabi. Băi, alo, dar ce dai numai cu Ramona? Nu altcineva pedeapsă. Ok, nu. Păi ce să vezi, ea a vrut să-l cunoască pe Gabi. Piru e geloasă pe Ramona. Da, lăsați, dați pedepsele ca lumea, de ce să facă mai Ramona? Bravo. Făgă toată lumea. Păi vrei să vă zic logica? Dacă, da, spune. Dacă Andreea și cu Marius s-au certat de la Ramona, Gabi cu Diana s-au certat de la Ramona. Eu nu m-am certat de la Ramona. Cum? Gabi s-a certat de la Ramona. Adevărat. De la Ramona. Deci fiecare lumea s-a cineva. Păi atunci... Cu Gabi, da. Hai, povestim. Hai, Gabi. No, nu. Nu, cu mine. Bianca. Bianca. Bianca, Gabi cu Ligi. Nu, de ce în grădină, mă, ce am eu să vorbesc? Dă-i altceva, un dans ceva. De ce tot în grădină? Păi în grădină ți-am dat și ție cu ei. Ce nu știu, ce? Hai, dă-ne ceva să ne știu. Ce fac în grădină? E mai geloasă în grădină. Că nu știu ce vorbesc. Hai, Gabi. E ciocănitare, în fond. Hai, Gabi. Hai. Chiar să crezi. Unde? Du-te în grădină cu Ligi. Haide, mă, hai. Din păcate, Diana, 30 de minute. Bă! Mamă! 30 de minute? 30 de minute a zis la aeroport, de catastru. Stau și eu cu băieți. Eu stau cu băieți. Ce vrei? Dar pe trebuie să ne legi, să fie mai interesant. Și Berna? Să ne legi, să fie mai interesant. Berna! Bă! Bă! Grădină, 30 de minute. Berna! Zi! Andy! Trebuie să dansezi cu Berna. Trebuie să dansezi cu Berna. Dans romantic. La mine? Cine dans romantic? Hai să dansăm. Berna cu Andy.
Hai. Da, da. Bine, dansează cu iubitul ei, cu Filip acolo și trebuie. Hai, Gabriel, ce faci? De unde scrie? Unde scrie pedeapsa? Hai la faci tău. Am inventat-o eu. Deci ai apă în el? Dacă scrie un. Dacă nu vine, ce să fac, foști? Trebuie să dansez cu Berna. Romantic. Hai. Și cine mai era? Și simultan. Da. Și simultan. Simultan Ramona cu Marius. Eram sigură. Ce-i cu tine? Aici. Și Marius trebuie să o țină de aici. Da, unde putem? Să o țină de aici. Și ea. Să dansează. Cum că ai venit tu. Nu mă dansează. Ești mai rău. Ea dansează? Amândoi. Simultan când dansează și Andy cu Berna. Simultan? Hai, Bernuța! Prietenia noastră rămâne, de ce vorbim? Păi și atunci de ce fugi de mine? Nu, pe n-am fugit de tine. Când am fugit de tine? Nu, așa te simt. Ha? Așa mi se pare, așa te simt. Nu, de ce să fug de tine? Dă-mi și mie două pufuri, te rog. Grație, milă. De ce aș fugi de tine? Nu știu, ca să nu super pe Diana. Nu e adevărat, ce? Ea nu stă cu Cătălin sau cu... Da, cred că ea le face așa, la Caterinca. Nu știu dacă le face la Caterinca sau nu, dar... I-am spus că prietenii care are ea, mai mult dau în mine și nu-i corect. A trebuit să stai puțin de vorbă cu ei. Eu, da. Când a făcut Marius o glume, i-am zis, Marius mai face glume cu fete, că o deranjează și... Asta așa e. Păi și a ce ți-a zis de chestia asta? Mi-a zis atunci că stăteam lângă tine, că făceam nu știu ce, să mă dau mai aproape de tine și a spus, băi, femeie, nu am cum să stau aproape de legii, pentru că eu am văzut că nu poate să fie nimic între mine și de legii decât cu... Foarte bună prietenie, deci eu chiar mă înțeleg foarte bine cu tine și da. Nu o să mă cer cu tine pentru ce? Că nu am făcut nimic, tu nu ai făcut nimic față de mine care corect. Să mă deranjeze pe ea. Da, și pe mine m-a mirat reacția ei. Adică nu înțeleg de ce reacția asta, până erați prietene și nu știu ce și pe aceea ce. Eu și acum mă simt în regulă cu ea, dacă ea nu se simte, îmi pare rău, știi? Păi, nu chiar nu am nimic de împărțit cu Diana. Nu. În momentul de față nu mi-a greșit cu nimic. Păi și nici nu o să-ți greșească legea atât timp cât eu... Cât ești tu la mijloc? Cât ești tu la mijloc, așa? Nu, dar de ce să-i dau motive să te ceri tu cu ea? Vorbim, legii, ce? Tu cum am fost și prea acum, adică nu schimbă nimica dacă eu sunt într-o relație cu ea. Sima că nu m-aș certa cu ea, nu i-aș zice multe chestii dacă ar fi să mă atace strict din respect față de tine. Da, asta că mă respect mie, dar nu o văd să facă chestia asta. Că dacă ar face chestia asta, i-aș explica mult mai bine decât te-am explicat. Da. Înțelegi? Dar sunteți bine acum, așa? Da, suntem bine. Sper să fim și mai bine. I-am zis că nu-mi plac, că de asta am venit în grădina aici. I-am spus că te consider prieten și fac glume pe... Glume pe seama ta. Pe seama ta, adică... Da. Și-mi dau mie țineale. E normal să ne încertăm, chiar dacă nu. Asta așa nu le bag în seama, dar e normal să ne încertăm. Ai vărsat ceva cu femeile în fața. Te buc femeile. Gata, haideți, mergem la noi? Da, haideți. Gata? A, mergem acasă? A, mai bine! Da. Ce bine! Nu mai adu, Sergio, că plec! Ce ți aducea? Încertut. Oce? Cum? A? Oce? Da, nu mai vreau. Haideți! Copila, tu sexy for my love. Te gândeai că o să fii votat în gala asta? Că o să fiu votat? Uh-huh.
A, în top 3? Sau? Nu, nu, la eliminare. Nu. Nu te așteptai să fii votat. Adică mă așteptam să am mai zis lui Livian, să vezi că acum pe sfârșit trei voturi le-am. Știi? Da, de ce credeai asta? Nu știu. Mereu mă aștept, în fiecare gală. Da? Da. Nu poți fi pe placul tuturor. Cât ai avut cealaltă? Cealaltă... Două, cred că ai avut, așa-i? Două sau unu, mi se pare... Nu, că am fost protejat în gala cealaltă. Da? Și tura trecută, un singur vot. A, da, da, da. De la Oprică. A, Oprică, corect. Da. Da, da, da. Că ea a cerut să nu votez și m-a votat pe mine. Și în gala trecută, nu asta, cealaltă, ai m-a fost protejat, da. Da. Și în gala asta chiar am avut niciun vot. M-am mirat și am zis lui Livian, să vezi că ultimele ale mele sunt. Și el, nu, că sunt ale mele. Și chiar așa a fost ale lui, au fost. Chiar Livian câte a avut? Două. Roxana și Oprică. Ah, da, 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 da. Oh. Dar cine stă în grădină? Ligi? Ligi cu Gabriel. Brai. Dar ele n-au mai venit aici, Diana și Roxana. Hm? Da. Cine m-a contrazis atunci? Cine? Cine m-a contrazis că, de fapt, nu pitei geloasă pe Ligi? Roxana, nu? Da. Și da. Când eram noi trei atunci cu Roxana, i-a zis, Roxana, ce pedepsi-i dau la Diana? Nu știu. De, tu crezi că e geloasă Diana pe cineva? Eu nu cred. Fac pariu că nu e. Poate un pic pe Ligi. Da, poate să un pic că a fost acum în ultimul timp, dar... Da, da, nu cred. Geloasă în sensul că pe altă fată, știi? Măi, aveam aici avut lingulinta. Cum ar veni ea, știi? Dar sunt prieteni, până la urmă, adică... Da. Apropiate, nu? Da, eu cred că dacă aș avea o relație bine, m-ar deranja, poate, cu anumite persoane, dar așa nu aș lua în seamă. Da, eu de-aia... Până la urmă, fratele face aici în casă, nu e să zici că se duce în altă parte sau... E faza că dacă tu ai fața un iubit și te, ești prietenă cu fete, el vorbește și el cu prietenele tale, știi? Da, logic. Și eu, mie nu-mi place, știi, că prefer să n-am prietene decât să... Să treacă măsura, știi? Vezi, nu-ți place ție, nu? Da. Fiecare persoană e diferită. Adică eu dacă tot la fel, am avut un iubit, tot la fel, era prieten, la rând cu prietenele mele. Da, dar și... vezi că în afară e altceva. Da. Și de ce? Fiindcă noi toți am venit aici să ne facem o relație, știi? Da. Și ai de unde să știi că fata aia poate pune ochii pe el și îl vrea ea, știi? Da. Sau poate vede cum se comportă cu tine, îi place și... Da. E invidioasă, pe tine îl vrea. Da, așa e. Doamne, dar ce amețită-s. Eu de-aia, știi, când am stat noi atunci la început, n-am vorbit deloc de Livian, că mi-era teamă, da, dacă zic și îți place și... Dar cine îi spun din acolo? Te fac curioasă, știi? Da. Așa mai bine păstrezi pentru tine cum e iubitul tău cu tine. Sergiu ăsta ce de treabă e? De ce? Da, e un băiat... Foarte ok. Ce-a făcut? Cum se pune din el lângă tine acolo? De asta, chiar niciodată n-a vorbit cum a vorbit așa, azi. Uh-huh. Adică a vorbit mult, ca niciodată. Care e, și-a revenit acum, că era mai... Înainte era mai ok până să afli că vine Andy, știi? Da, da, da. Mai vorbea. Știi că te mai venea la tine, te mai da, lua. Da, venea mereu. Da, acum... Și Pirui a rămas, dar de ce a rămas, nu știu. Că n-a fost chemată, că a fost decât Ligi și Roxana a chemat în partea cealaltă. Și Diana e acolo. Le-am chemat să vină, dar... Dar nu vin, nu? Mai iau încă o pedeaps atunci. Da. Da. Atunci le mai dau pedeaps. Păi da. Dacă nu respectă, nu? Normal. Păi ce-i asta? Păi ce-i asta? Dă-le, Bianco, dă-le. Pedeaps. Doamne, și chiar era faza la voi, voi v-ați și combinat de multe ori acolo, adică voi erați mai mereu în relație, voi în primul sezon din ce-am... Ce mai relație? Dar nu aveam multe relații. Nu prea erau relații. Nu erau. Nu erau, mă, ci, nu erau. Dar eram pe aceeași undă, erau așa, erați erau mai de ok oameni, frate, erau mai așa, mai aveai ce vorbi. Și nu ne supuram așa pe din orice, știi, dar să facem special, să certăm, nu. Din ce în ce s-a format câte o ceartă, câte o... Da, da, da. Discuție. Din orice... Da, da, da. Băi, gata, asta fac. Acum nu poți să-ți mai dai părerea? Hai, să-l scoate. Gata, începe cealaltă. Oricum, într-o chestie mică, o fac ăștia... Ce-ai cu mini, ce-ai cu cutare, ce-ai cu... Gata, Gabi, numai că se termină pe de multe ori lumea la tele... Așa am zis el. Da. Ia ăla. Ce? Da. Vă pedepsi și pe voi. Bă, Gabriel, bă, mai Gabi, bine l-am scos eu, deci să vină el singur, mai bine l-am scos eu. Măgaru a ajuns la Cheti, uite-l, pupă Cheti, mă. V-a plăcut videoul nostru? Bineînțeles că v-a plăcut, altfel nu erați aici pe canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe videouri, nu uitați, subscribe, like și share, bineînțeles. Iar pentru alte videouri, suntem aici pe canalul nostru de YouTube, Puterea Dragostei.